Știai că Gabriel García Márquez a fost un jurnalist sărac și a ajuns cu familia sa în Mexic cu ultimii lor 20 de dolari și niciun plan de viitor? Sau despre William Shakespeare, care, deși provenea dintr-o familie înstărită, cu un tată comerciant, nu a vrut să urmeze drumul deja pavat de acesta și și-a croit singur propriul destin? Toate acestea le găsiți într-o singură carte, Scriitori, viață și operă. Este un complex de povești fascinante ale vieților și operelor a peste 80 de romancieri, poeți și dramaturgi din epoca medievală până în zilele noastre. Este o carte ce ne introduce într-o diversitate literară, plină de informații utile despre evoluția și parcursul urmat de fiecare scriitor în parte. Îți oferă explicații amănunțite, uneori picante, redăcitate și puneri în context pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a întâmplat în poezie, proză și teatru, începând din secolul XIII și până azi. Este o enciclopedie selectivă, splendid ilustrată, menită să îmbogățească cultura literară a oricui și mai ales să-ți facă poftă de lectură, pentru că despre asta este vorba. Atunci când scriitorii devin ei înșiși literatură și viețile lor devin ele însele povești de contemplat și de trăit. Avem astfel nu doar o simplă carte, ci un adevărat album, un volum care oferă atât ochiului cât și intelectului un spectacol demn de admirat. Sunt Andra Matei și până data viitoare să ai parte de tot ce-ți dorești tu.